Poți veni să vedem cum ne apucăm de lucru. Ce zici? Ce zic să eu pauză? Ce vrei tu? Nu! Am zis dacă vreau să-l iau din Dymax ăsta. Indichez, da? Da. Exerciții 1. Deci, 1. Se dă matricea A de X. Se dă A de X. De două linii și două coloane. Da. X minus 1, 3, X pe 3 și X plus 1. X pe 3 și? X plus 1. Deci, 3. X pe 3 aici. Da, X pe 3 acolo. Așa. Și X plus 1. Să calculăm A de minus 3 și A de minus 3 ori A de 3. Egal. Păi înlocuim. A de minus 3 este egal cu matricea. Matricea minus 4, 3, minus 1 și minus 3 plus 1, minus 2. Minus 2. Înmulțim cu matricea. Înmulțim cu matricea. 2, 3, 1, 4. Da. Și egal cu? Prima linie cu prima coloană și rezultă minus 8 plus 1. Or 3. Deci plus 3. Minus 8, ai zis? Plus 3. Plus 3, da. Minus 8 plus 3, minus 5. Da. Trei ori doi, șase. Deci trei ori doi. Pardon. Minus 12 plus zero. Da, zero. Minus un ori doi, minus doi. Ai toți minus doi, minus doi, adică minus patru. Așa. Minus trei și minus 8. Minus 11. Minus 11. Deci A de minus 3 ori A de 3. Da. Apoi. Punctul B spune de te... Amic, nu? Aici. Da. Aici a fost amic. Și B mic. B mic. Determinați X aparținerului iar astfel încât determinant de A egal cu 1. Determinant de A de X egal cu 1. Păi facem determinant din x minus 1, 3, x pe 3 și x plus 1 și rezultă x minus 1 pe lângă x plus 1 minus 3 pe lângă x pe 3 și este egal cu x pătrat minus 1 minus x egal cu 1 și vine x pătrat minus... x pătrat minus 1 ai zis? Da. Minus x. Minus x egal cu 1. Da. Echivalent cu x pătrat minus x minus... 2. Da, minus 2. Egal, egal cu 0. Rădăcinile erau parcă x1... minus 2 și 1. Da, minus 2 și 1. X1 egal cu minus 2. Minus 2 și x2 egal cu 1. Da. Asta cere două rădăcini, da? Da. Apoi. După punctul C spune... B-ul e imediat. Da. Dar C-ul ce spune? Ai și C, da? Da. TR de A de minus 1 plus A de minus 2. Deci A de minus 1, minus 1 plus A de minus 2. Facem A de minus 1. Da. Și ne dă... minus 2, 3, minus 1 pe 3 și minus și 0. Iar A de minus 2 egal cu minus 2, minus 1, minus 3, 3, minus 2 pe 3 și minus 2 plus 1, minus 1. Deci A de minus 2 este minus 3, zis? 3, 3, minus 2 pe 3 și minus 1. Minus 1.
acum, urma lui a de minus 1. Păi trebuie să le adună pe aici. Să le adună, da. A de minus 1 adunat cu... A de minus 1 plus A de primul 2 egal cu... minus 5... Da. 6... Da, corect. Minus 1... Da. Și minus 1. Minus 1 și minus 1. Iar urma este minus 6. Ia cu minus? Minus 6. Minus 6. Terminat de aici. Da. Te suma elementele de diagonală anticipată, da? Da. După exercițiul 2 spune, studiați existența limitei funcției f definită pe el cu valori n în punctul x0 egal cu 9. Deci limită la stânga și la dreapta. A ce, la ce funcție dat? F de x egal cu acoladă, logaritm în bază 3 din x pe 3. X aparține intervalului 0, 9. Da, bază din x pe 3. Da. Așa? Da. Din? Pentru x? X aparține intervalului 0, 9. Deschis acum. Da. Și radical din x minus 3 totul supra 2x minus 18. Radical din x minus 3. Da. Subradical. Doar x subradical. Așa. Radical din x minus 3. Supra 2x minus 18. X aparține intervalului 9 plus infinit. 9 închis. Sau 9 deschis. 9 deschis. Așa. Și plus infinit deschis. Sigur că da. Nu sunt mai probabil. Păi ar veni limita la stânga la 9 din logaritm în bază 3 din x pe 3. Și vine limita pentru x tinde la 9, x mai mic ca 9. Deci limita la stânga lui 9, da? El ies în 9 egal cu limita. Pentru x tinde la 9 din logaritm în bază 3 din x pe 3 și este echivalent cu logaritmul în bază 3. 3 din 3, care e 1. Din 1 și face? Da. Nu, vine 9 pe 3, care face 3. Din 9 pe 3, da, da. Și... din 3. Da. Și vine 1. Face 1. Corect. După limită la dreapta 9, egală cu? Limită pentru x tinde la 9, x mai mare ca 9, din radical din x minus 3, supra 2x minus 18. Rezultă, ne dă 0 egal. Pe 0. Da. Și aplicăm conjugata, vine radical din x minus 3, pe lângă radical din x plus 3, totul supra, dăm... scoatem un 2 în factor comun, 2 pe lângă x minus 9. Da, minus 9. Pe lângă. Pe lângă radical din x plus 3. Pare. Și ne dă x plus 3 sus. Limite, x plus 9, pardon. Limite pentru x din de la 9. 9. Din x plus 9. X minus 9. A, pardon, x minus 9. Da. Totul supra. 2 pe lângă. 2 pe lângă x minus 9. Pe lângă radical din x plus 3. X minus 9 cu x minus 9 se reduc și vine 1 supra 2 ori radical din 9, 2 ori 6, care vine 1 pe 12. 2 ori 6, 2 ori 6, 12, da? Da, 1 pe 12. Asta e limita, da. Da, și nu are limită, pentru că... deci constatăm că ele sunt... el ies în 9, este diferit de el de 9, rezultă, nu are limită. Nu există, nu există limită. Limită pentru x din de la 9 din el de x. Deci nu există limită din el de x. Acum, ultimul punct la care... te rog. De
determinația aparține lui el, astfel încât f definită pe r cu valori în r să aibă limită punctului x0 egal cu 2. F de x egal cu 5 la puteri. Există limită pentru x tinde la? Să fie limită în x0 egal cu 2. Da. Și valoarea limită egală cu? Ce i-am zis? Egal cu limită? Cât este valoarea limită? Hai să mai devreme. Valoarea limită egală cu? Este determinat așa că limita cât se fie egală? X egal cu 0. Nu, 0 egal, punctul 0 egal cu 2. Din... Asta există limita în punctul asta, da. Bun. Și să-l aflăm pe A. Se există limita în, din f de x, da? Da. Se există, bun. F de x arată cum arată? F de x, 5 la x minus 2 minus 1 supra x pătrat minus 3x plus 2 x mai mic, mai mic sau egal decât 2 și 3 sinus de 2 minus x sin de 2 minus x în paranteză, cred că aici. Da, da. Supra? Supra a pe lângă x minus 2 și x mai mare ca 2. Pentru x mai mare ca 2. Da. La limită la stânga punctul 2. Ele sunt punctul 2, e egal cu limita pentru x tinde la 2, x mai mic ca 2, din 5 la x minus 2 minus 1 supra 5 la x minus 2 minus 1 supra x pătrat minus 3x plus 2. X pătrat minus 3x plus 2 și egal mai departe. Acolo locuim de 0 pe 0. Da. Iar sus este logaritmul natural din 5. Da, nu știu. Să vedem. Deci egal cu limită pentru x tinde la 2. Din. Există o limită fundamentală care spune că limită pentru x tinde la x0. 0. Din a la x minus 1. A la expresie e de x. E de x. Minus 1. Supra expresie e de x. Ne dă logaritmul. Egal cu logaritmul natural din a. Dacă și numai dacă e de x0 face e de x0 face 0. Asta trebuie să o ai în mintea ta. Deci limita pentru x la x0 din a de a la putere e de x minus 1 spre e de x. Deci a la noi este 5. 5 la o expresie e de x este x minus 2 minus 1 supra e de x. Ori n-ai e de x. Supra expresie e de x. X minus 2. Dar de unde ai pe x minus 2? Trebuie să umbli aici, la x pătrat minus 3x plus 2 să desfaci. Da, deci e egal mai departe cu 5 la x minus 2 minus 1 supra x minus 2 spus că ar fi aici, da. Pe lângă x minus 1. Da. Dacă găsești rădăcini, da, da. Să scrie așa, x minus 2 pe lângă x minus 2. Dacă mulțești, ajungi acolo. Și acum este 5 la expresia asta, minus 1, supra expresie. Așa o trebuie să o încadrez. Da. Și asta face logaritmul ăla din 5. Și egal mai departe cu logaritmul ăla din 5, supra, locuim pe x cu 2, 2 minus 1, 1. Și face logaritmul ăla din 5. Dar așa, în baza acestea, în baza faptului că e descompus, că ta 5 la x minus 1 pe supra expresia de sus. Deci numai așa. Ce cauți tu aici? Nu știam cine. Stau o ziua mea aici, pe foșnește. Așa și nu știam cine. Păi, da. Vine și tu aici, mai încălzit și m-a ajuns. Nu pot să fac niște greșiții. Am bătaie, am probleme aici. Da? Intră mai încoace, ca să vezi. Pe prof online. Nu știam ce-i foșnește. Deci este vorba de 5 la x minus 2 minus 1 supra x minus 2 pe lângă x minus 1, da? Și în final, așa, constatăm că limita asta este logaritmul din 5, asta unde la stânga, da?
La dreapta. Limita la dreapta lui 2 egal cu cine? Cu limita pentru x tinde la 2, x mai mare ca 2 din 3 sinus de 2. Din 3 sinus de 2 minus x. 2 minus x, totul supra. A pe lângă x minus 2. A pe lângă x minus 2. Și acum, ar fi, dacă ar fi exact cum e sus, fie și ăsta, aici e 2 minus x, aici e x minus 2. Și o scoatem un minus ca să întoarcem și minusul îl punem în față aici. Și atunci, dacă scoatem minusul de la numitor, face 2 minus x. Că ăsta cu minus devine plus, da, da. Și ăsta cu minus devine, plus devine minus. Deci va fi egal cu limita pentru x tinde la 2 din 3 sinus de 2 minus x supra minus a, da. Minus a lângă 2 minus x. 2 minus x. Și acum s-a aranjat perfect, simt de ceva supra exact acel ceva. Și asta face fundamentală. Face 1 dacă asta tinde la 0 argumentul. Că x-ul tinde la 2 minus 2 minus 2 și face 0. 0. Da? Și deci este perfect. Atunci face limita asta ca valoare 3, 3 pe minus a. 3 supra minus a. Și face minus 3 pe a. Și ca să existe limită, deci există limită pentru x tinde la 2 din f de x. Dacă și mai dacă există astea laterale, dacă și mai dacă există, ele sunt 2 și el de în 2 și el ies în 2 egal cu el de în 2. Deci, neapărat limita la stângă egal cu limita la dreapta. Și noi atunci, cum mi s-a zis că e, să existe limite, le egalăm. Da. Adică lână, lână din C să fie egal cu minus 3 pe A. Adică au, de aici, au e egal cu minus 3 pe logarit natural din 5. Adică pe am adus sus, pe asta nu cobor jos. Minus 3 pe logarit natural din 5. Asta a fost limitar. Simplă. Da? Deci a fost destul de simplu să se recunoaște. Da. Dar să luam 10 pe ea fără să respiri. Mai facem câteva limite, nu? Da. Să ne mai încălzim. Câte ceasul e? 9? 9 fix. 9 fix. Hai să mai lucrăm ceva. La cât ai autobuz? La 9.30? La cât? Seara sunt 3 sau jumătate de vreme. Deci la 9.15, 9.20, ca un pic. Îți spui așa opri, da? Da, da. Că comanda la tine. Da. Și unde? Autobuzul la ce ore? Este ăla. La... 10 fără... Nu, nu, dar cum ajungi? Să le ajungi atât. Bine, deci în centru la câte autobuzuri? La 9 și jumătate. La și jumătate, da? Da. Și noi trebuie să plecăm la și 20, să zicem, da. Acolo, ca să ne va fi. Perfect. În clasă am vorbit puțin despre asimptotele unei funcții. Și ați vorbit despre asimptotă oblică, verticală, orizontală, verticală și oblică. Hai să vorbesc azi. Încercăm un pic, da? Da. Deci asimptote. Asimptotele sunt drepte, drepte din plan, spre care graficul se apropie din ce în ce mai mult. Deci nu e așa, într-un limbaj de asta mai
mai puțin matematic, asimptotele, graficul, asimptotele graficului unei funcții, asimptotele graficului unei funcții, sunt drepte din plan, spre care graficul se apropie din ce în ce mai mult. De care, nu spre care, de care graficul se apropie din ce în ce mai mult. Și am să iau chestiunea care am plecat noi la început, dacă îți mai amintești tu. Iată, iau funcția asta, f de x, egal cu 3x plus 1 supra x minus 2. Și a studiat funcția asta înseamnă a te întreba ce fac y-ii? Să ai informații cât mai corecte despre modul în care y-ii ăștia evoluează, da? Funcția asta e definită pe cine? Că nu e corect, noi ți-am dat numai lege de corespondență. Dar corect este să merg la capul, să arăt domeniul de definiție. Adică care sunt x și pentru care poți găsi y, da? Deci f e definită pe el. Ai vreun motiv de supărare? Ce este funcția asta? Este o fracție. Da. Ce știi la o fracție? Numitorul trebuie să fie de 0. Deci neapărat x-ul n-are voie să fie 2. Da. Împărțirea la 0 nu are rost. Deci e definită pe el. Iar mai puțin elementul 2 cu valoare ia. Deci la y-ii care apar urmează să te interesezi. De aceea despre y-ii nu spui. Spui mulțimea numărul real. Da. Și să încercăm să facem tabelul de variații, să-i vedem pe x și aceștia care sunt obținuți ca urmare a legii respective. X-ii vin de la minus infinit la plus infinit, cu excepția lui 2. Da. Că la 2 n-ai ce discuta, nu poți obține imagine acolo. Da. Și dacă încerci să dai o valoare, bună oară când x-ul este 0, pe aici puneva, nu? Da. Când x-ul e 0? Vine 3 ori 0, 1 pe... Minus 2, deci minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Când x-ul este 1? 3 ori 1, 3 plus 1, 4 pe 1, 4. Deci 3 ori 1, 3 și 1, 4. A, minus 1. Supra minus 1. Minus 4. Minus 4. Când x-ul este, hai să zicem, x-ul e egal cu, ne apropiem de 2, hai să spunem 1, 0,5, 1 pe 2. Nu, lui 1 se adună 0,5. Adică ar fi 1 plus o doimi. 1 plus 1 pe 2 face 3 pe 2. Și facem f de 3 pe 2, pentru x f de 3 pe 2, egal cu... 3 ori 3 pe 2 plus 1 supra 3 pe 2 minus 2 și egal cu 9 pe 2 plus 1 totul supra 3 minus 4 da. Nu? Supra 2 da. 3 minus 4 pe 2 și face aici sus vine 11 pe 2 11 pe 2 supra minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Se înmulțește plus 1. Da. Și face minus 11. Minus 11. Deci, imaginea lui punctului acesta de 3 pe 2 este minus 11 pe 2. Și observăm. În 0 a fost minus 1 pe 2. Pe urmă, minus 4. Minus 11 pe 2 face minus 5 și ceva. E 11 împărțit la 2. Și cu cât mă apropii de 2, cu atât se vede că y-ii sunt din ce în ce mai negativ, mai minus. Da? Minus. Și atunci nu pot să știu foarte bine și mă voi strădui să constat că cum se comportă y-ii când x se apropie de 2. Și fac limita la stânga. Da, limita la stânga. Da? Că sunt în stânga lui 2. Da. Deci ia, iată din momentul de față, nevoit să faci limita la stânga. Da? Nu e un moft, ci practică o cere acolo, situația concretă. Deci limita la stânga 2 egal cu limita pentru x tinde la 2, x tinde la 2,
x mai mic ca 2. Din, din expresia 3x plus 1. 1 supra x minus 2. Ce face? Și face 3 ori 2, 6. 6 plus 1, 7. Da. Pe 0. Supra 0, dar ce fel de 0 mi-a dat aici? Negativ. 0 negativ, nu? Din ce în ce... La limități spre stânga. Da, da. Nu chid la stânga, ci când am scăzut toleonul, mi-a dat la anumitor numere negative. A. Dovadă că dacă îi faci semnul lui x minus 2 și y ca o funcție, în 2 este 0 și când dai un x mai mic decât 2, un 1,99 minus 2, negativ. Da? Deci, de aceea, 0 negativ, spunem așa. Și egal cu 7, supra. Un număr negativ, dar foarte, foarte mic, de foarte mic. Minus 1 pe 1 milion. Și cum se împart două fracții? Se mulțește prima, la doua inversat. Și face 7 ori 1 milion, da? Pe minus 1. Adică minus 7 milioane. Da, minus 1. Deci cu cât te apropii mai mult, cu atât faci mai mic, mai mic. Și face spre minus infinit. Deci la stânga îți dă minus infinit. Da? Minus infinit la stânga. La dreapta. Hai să ne ducem la dreapta lui 2. Limita la dreapta lui 2 va face limita pentru x tinde la 2, x mai mare ca 2, din 3x plus 1 supra x minus 2 și face calculul 7 supra 0 de care? 0 pozitiv. 0 pozitiv. Deci la dreapta va tinde spre plus infinit. Va face spre, va da spre plus infinit și pune plus infinit în capăt. Da? Ei, când măcar una din ele dă infinit, deci măcar una, ori asta, ori cealaltă, aceea este asimptotă verticală. Deci notează. Dacă cel puțin una din limite, dacă există un x0 pentru care cel puțin una din limite laterale, cel puțin una din limite laterale în jurul acestui punct ne dă infinit, ne dă plus sau minus infinit, măcar una să fie, da? Ne dă plus sau minus infinit, atunci rezultă că x egal cu x0, x egal cu x0 ac, este asimptotă verticală. Deci, este asimptotă, x egal cu x0 este asimptotă verticală, și sumează, este asimptotă verticală. Deci de care ai poftă? Măcar una făcută stânga-dreapta să-ți dea infinit, plus sau minus infinit, înseamnă că aceea x egal cu 2 la noi, deci în exemplul nostru rezultă din exemplul de mai sus, din exemplul de mai sus, rezultă că x egal cu 2 este asimptotă verticală, că la noi chiar ambele cape, în ambele părți, și în stânga și în dreapta. Deci am de-a face cu asimptotă verticală. Acum, să vedem ce se întâmplă, am văzut așa, să vedem ce se întâmplă când ne apropiem la minus infinit și la plus infinit cu x. Ce fac y-ii în perioada asta? Și de ce ești pus în situația să faci limită pentru x tinde, limită pentru x tinde la minus infinit, să o luăm întâi, din 3x plus 1 supra x minus 2. Și cât face limita asta? Ia să vedem. Minus infinit supra minus infinit. Și infinit pe infinit e o operație fără sens. Da. Dar când faci la infinit, se scoate factor forțat. Da, la puterea cea mai mare. Da? La x-ul la puterea cea mai mare. În cazul nostru, x atâta. Și vine limită pentru x tinde la minus infinit din x pe lângă, x pe lângă 3, 3 plus 1 pe no, x. Da, păi am scos pe x? Da. De coace nu este. De ce zic 3 pe x, da? Da. Și jos x pe lângă 1 minus 2 pe x. X cu x se simplifică. Și iată, obținem 3 pe 1 egal cu 3. Da? 3 pe 1 egal cu 3. Dacă ți se întâmplă să facă o valoare finită, atunci, spre porțiuni, deci câte este aici, mi-a dat 3, nu? 3, da.
Deci dacă ți se întâmplă ca, făcând limita la minus infinit sau la plus infinit, să facă o valoare finită, înseamnă că avem de a face cu asimptotă orizontală. Deci notează asta. Dacă limita pentru x tinde, dacă limita pentru x tinde la plus minus infinit din f de x egal cu un a, număr real concret, atunci rezultă că y egal cu a este asimptotă totă orizontală. Spre ramura respectivă. Spre ramura respectivă. Dacă e spre minus infinit, înseamnă că e acolo. Dacă e spre plus, spre plus infinit. Deci în cazul nostru aș putea zice că y egal cu 3 este asimptotă orizontală spre minus infinit. Acolo am făcut-o. Dacă o facem spre plus infinit, să o facem limită pentru x tinde la plus infinit din aceeași, din f de x, din aceeași funcție. 3x plus 1 supra x minus 2. 3x plus 1 supra x minus 2. Vine infinit pe infinit. Tot așa scoate factorul forțat. Tot așa scoate factorul forțat. Același lucru. Vine x pe lângă 3 plus 1 pe x. Supra x pe lângă 1 minus 2 pe x. X pe x se simplifică și ne dă 3. Din nou ai avut bafte. Deci și la plus infinit, tot 3. Deci rezultă de aici că y egal cu 3 asimptotă orizontală AO, așa se notează de regulă, da. spre plus infinit. În clipa asta spune că y egal cu 3 și spre plus și spre minus. Da? Este aceeași asimptotă orizontală. Ne oprim aici ca să nu întindem, ca să ajungem la timp. Da. Rămâne să discutăm în lecțiile următoare. Concluzia este că am avut o teză ușoară. Da. Trebuie să iei 10 fără comentarii. Da. Dar acum sper să-mi punctez. Chiar dacă am tăiat, da? Nu știu dacă tăiat-o. E bafta. Tu ai vrut să o tai. Așa, nu ți-o celul nimic. Am uitat să opresc, că m-am mai întins vorba așa.